iubită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât de lumini și mai slăvită fără de asemănare de serafim, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul l-ai născut, pe tine cearpa adevărată scătoare de Dumnezeu de mărire. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului și Acum și în părere și în Sfântului și în Sfântului și în Sfântului și în Sfântului și în Sfântului. Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dragii mei, toată lumea este cu hainele lipite de trup. Cel mai probabil că ne este greu și ne-am pus această problemă de ce am fixat evenimentul astăzi sau în luna aceasta a vacanței sau în ziua aceasta sau la ora aceasta. Ei bine, nu noi l-am fixat, Dumnezeu l-a fixat, n-a avut de ales Sfântul Constantin Brâncoveanu. El stătea la 3 etaje sub pământ și în luna aceasta, august, ne gândim că Istanbulul este cumva mult mai la sud, adică cel puțin 10 grade în plus față de ce avem noi aici în medie. Dacă este să ne gândim că acolo nu era oxigen, aer, cât să ardă o lampă, o lumânare, putem să ne închipuim în ce condiții a stat Sfântul Constantin Brâncoveanu. Dacă ne gândim la lucrul acesta, și dacă am raportat și la cât de cald este în partea cealaltă, în întuneric cu cel mai din afară, am putea spune că suntem foarte bine, excepțional, chiar ne este răcoare, sau chiar un frison, dacă ne gândim. Un frison de răcoare, dacă ne gândim cât este de important să ne bucurăm de ceea ce avem. Și avem ceea ce avem pentru că au existat persoane în neamul acesta care nu s-au gândit nici la frig, nici la căldură, nici la copii, nici la familie, nici la tron și cu atât mai puțin la propria viață. Așadar, cu această introducere care pare oarecum amuzantă, dar nu e deloc, pentru că prea mult ne-am obișnuit cu comoditățile acestei lumi. Nu e un reproș, este o observație, o constatare, și aceste comodități, în principal, aceste comodități au ajuns sau au cauzat această stare de neputință, suntem decrepiți, în sensul acesta că nu răbdăm, nu suportăm nimic, nici foame, nici sete, nimic. Vă spun asta ca o mărturisire la spovedanie, că am făcut drumul până aici și am transpirat din cap până în picioare. Sigur că da, imediat gândul meu a fost la aer condiționat, la ce zi călduroasă, și după aceea m-a prins rușina. M-a copleșit rușina în timp ce urcam pe scări. Am zis, Doamne Dumnezeule, dar unde mă duc eu, despre cine vorbesc, despre ce vorbesc? Nu mai vorbim că sunt și preot, vorba unui clasic în viață, sunt, dar degeaba sunt. Noi avem evenimentul acesta la a 19-a ediție. Cu alte cuvinte, școala Sfinții Martiri Dâncoveni, cea care găzduiește evenimentul sau ce mâlgirează, este înființată în 2003, primii copii acestei școli au început anul peste 2 săptămâni, acum 19 ani. Anul școlar cu gândul acesta că Sfinții Martiri Brâncoveni sunt ocrotitorii lor, ocrotitorii școlii și ocrotitorii, sau dacă vreți, modele de viețuire ale neamului nostru. Primii copii ai școlii brâncovenești, să zicem așa, înmatriculați oficial, au fost așa.
Boros Maranda, Axinte Cezara Maria, Boros Maranda Maria, Axinte Cezara Maria, Botezan, nu? Gabriel, fiul părintelui Gabriel și parcă cam atât. Aceștia trei. Deci, pe modelul sau cuvântul Mântuitorului, unde sunt doi sau trei în numele meu, acolo sunt și eu. Nu întâmplător, Mântuitorul a zis doi sau trei. Nu e puțin lucru să adun doi oameni în același gând, în același cuget, de asemenea, cu atât mai mult, trei sau mai mulți. După vreo 5 ani de isprăvi, după ce am început această școală, la o masă festivă în care ne felicitam reciproc, așa ne stă bine, să ne omagiem pentru lucruri mari, dacă am născut o mărgică, trebuie să cotcodăcim și noi cotcodăceam la o masă după câțiva ani ce lucru mare am făcut și eu, foarte filozof, dacă nu cumva e un pleonas, am zis la masă, oare cum vom fi peste 20 de ani, proiectând acest succes al nostru, sigur că făceam masa festivă, mai mult la asta ne gândeam, unde vom fi peste 20 de ani? Și atunci a venit năpraznic o sentință de la domn profesor Coja, parcă. Ion Coja era cu noi la masă, mă rog, invitat să ne lăudăm cu evenimentul nostru și ne-a zis, dacă veți mai fi împreună peste 20 de ani. Și m-a trăznit acest cuvânt, pentru că cu adevărat a fost atât de dificil să se adune o mână de oameni, cel mai probabil că au fost 5, nu fondatori, nu știu exact dacă 5 fondatori ai Fundației Sfinții Martiri Duhoveni și iată 3 copii fondatori ai școlii, că noi degeaba aveam profesori și catedre și dacă nu aveam copii. Și dar 3 copii care au fondat această școală și 5 oameni care s-au gândit să fondeze Fundația Sfinții Martiri Duhoveni, dar acest cuvânt mi-a atras atenția, m-a săgetat pentru că mi-am dat seama, dragii mei, intuiam, de fapt, nu am înțeles foarte exact, dar intuiam că cel mai greu lucru va fi acela de a rămâne împreună. Nu neapărat să facem performanță din aceasta academică, deși n-ar fi rău, sau să, în sfârșit, să fim aplaudați pentru nu știu ce activități din acestea civice, cum se numesc ele în mod impropriu, ci pentru că mă gândeam că a fi împreună, a rămâne împreună în același cuget și să fie și Hristos, adică să binecuvinteze Hristos această activitate, este o mare performanță. Fiindcă, de fapt, împreună, într-o asemenea activitate, nu înseamnă în timp, ci în veșnicie. Și atunci mi-am dat seama de ce a spus profesorul Coja. Și m-am cutremurat, mai cu seamă că imediat după acest moment au venit și bubuielile. Iertați cuvântul, n-am găsit. Și atunci, ce înseamnă aceasta? Înseamnă, imediat au venit ispite foarte mari, că accidente care s-au soldat cu dintre cei care am fondat această lucrare, să spunem, da? Accidente grave, cu handicap, cu, în sfârșit, care cum venea pe la fundație și se implica, pac, un accident sau o ispită grea, foarte grea. La un moment dat rămăseseră 2 neatinși, fratele nostru și anfitrionul Boros Marcel, care este și președintele fundației, după cum probabil cei mai mulți știți, și eu, care nu aveam niciun fel nu pățisem niciun accident, să zicem, fizic. Atunci eu am alergat repede la părintele Arsenie Papacioc, pentru că m-am înfricoșat. Am zis, vă spun foarte sincer acum, că nu m-am gândit
numai decât la mine, unul din puținele momente în care nu m-am gândit la mine sau numai la mine și am zis, aoleu, dacă urmează bădia. Și m-am dus la Părintele Arsenie și am zis, Părinte, ce să facem, cum să facem, cred că eu sunt măseaua stricată și trebuie să fac ceva ca să nu se mai întâmple nimic la fundația asta. Cred că din pricina păcatelor mele se întâmplă lucrurile acestea. Și am zis acest cuvânt, eu sunt măseaua stricată. Adică îi vedeam și îi văd în continuare pe toți cei care au fondat atunci această lucrare, îi vedeam mai bun și îi văd mai bun și azi decât mine, dar Părintele Arsenie, în chip magistral, ca purtător de Duh Sfânt, a zis, dragă, scoate-i nervul. Cuvânt de la Dumnezeu. Pentru că eu, de fapt, vroiam să mă cer afară din această lucrare. Eram, oricum, la vremea aceea, aproape un intrus și, după ce am văzut ce se întâmplă, am zis, domnule, ce să facă oamenii ăștia, o pățesc, ceva nu-i în regulă, eu sunt în plus aici. Mai cu seamă că am primit aproape cu sila, cu sila în sensul acesta că, bine, fie voia voastră, dar eu nu prea am ce căuta aici. Părintele atunci mi-a spus, scoate nervul. Am înțeles că, de fapt, profesorul Coja avea dreptate. Dincolo de orice ispravă pe care am face-o noi aici, din care iese un bilanț cu bani, că sunt atâtea probleme să ții pe linie o fundație, o școală timp de 20 de ani, mai cu seamă că este mai mult decât evident pe portretul Codreanu, pe hol, aici vă puteți închipui că nimeni n-a fost tare fericit să ne financeze sau să ne ajute. Sau... Ei, ca să o ții măcar pe linia de plutire, n-a fost o treabă simplă. Dar ca să rămâi împreună, cu adevărat, a fost o treabă extrem de complicată și mi-am dat seama că numai mila lui Dumnezeu și harul lui Dumnezeu pot face aceasta pentru noi. Între timp, am făcut și alte isprăvi, în sfârșit fiecare am mai lucrat câte ceva în timpul liber, dar ce s-a făcut aici și în anii aceia, să zicem așa, romantici, în primii 10 ani, să spunem, nu s-a mai întâmplat ceea ce s-a făcut, ce s-a săvârșit, ce s-a lucrat atunci, nu s-a mai putut întâmpla în ultimii 10, în ultimii 5 și așa mai departe. Mi-am dat seama că, iată că Dumnezeu a lucrat în primul rând la această unitate care a venit din bucuria de a te dărui celorlalți. Sigur că da, este deprisos să spun și va trebui să mă spovedesc pentru asta că laud pe cineva în față, nu e obiceiul meu, dar este evident că motorul acestei lucrări, cel puțin cel văzut, este bădia Marcel Boroș. Motorul nevăzut este Duhul Sfânt care, pe care l-am simțit în multe împrejurări și au fost momente absolut minunate, sublime, momente de har, în care, așa cum spunea cineva, când a fost pe aici la o slujbă la care eram cei ai casei, a zis... Frate, dacă nici acum nu simți harul, nu ieși de aici, de pe la noi. Du-te și caută-ți loc în altă parte. Adică acesta îl citesc pe Virgiliu Gheorghe, care i-a spus cuiva cum ți-a plăcut slujba sau așa ceva. Și a zis, a fost slujba. Mă, frate, dacă nici acum n-ai simțit harul, înseamnă că trebuie să te duci în altă parte. Cu alte cuvinte, toți cei care au cunoscut această fundație, întâi de toate s-au bucurat de unitatea și dragostea membrilor și fondatori și a celor care, bineînțeles, au venit și au slujit lui Dumnezeu sau au slujit oamenilor și prin aceasta lui Dumnezeu. Închei, pentru că pare așa un bilanț, cum că am plecat pe undeva și că de acum ne despărțim, dar nu e așa. Spun doar că am regretul acesta că astăzi nu mai putem face lucrurile cu aceeași
ușurință ca atunci, este mult mai dificil și noi am mai îmbătrânit un pic. Poate că combustibilul acesta numit entuziasm a mai scăzut, însă acolo unde o să scadă puterile noastre și entuziasmul, Dumnezeu va risosi cu har. Eu mulțumesc lui Dumnezeu că atunci am acceptat să fac parte din această echipă, din această lucrare, care pe lângă alte dimensiuni mai puțin cunoscute publicului, iată, are și o școală, numită Școala Brâncovenească, Școala și Grădinița Brâncovenească. Deocamdată nu înțelegem foarte bine, eu personal nu înțeleg foarte bine, deși coordonez activitatea pe acolo, nu înțeleg foarte bine cum este privită de Dumnezeu, cum este privită Școala de Sfinții Martiri Brâncoveni, dar dacă nu mă voi dumiri în viața asta, cel mai târziu la apocalipsa personală, voi vedea cum a fost și ce a fost. Personal, recunosc că n-am lucrat cu toate motoarele la capacitate, adică peste 100% din capacitatea mea și asta este o, de asemenea, o mărturisire și o părere de rău și spun că însă acum chiar cu capacitatea fizică sau poate intelectuală la 50% față de acum 20 de ani, chiar acești 50% sau chiar mai puțin, dacă îi voi folosi 100%, poate că recuperăm sau recuperez timpul. Adminteri, nu pot să spun decât că nu înțeleg foarte bine dimensiunea acestei lucrări și poate că e bine că nu înțeleg. Mie mi se pare un lucru obișnuit, altora li se pare mult, altora li se pare puțin. Școala a fost, a ajuns la o performanță, să zicem așa, în primii 10 din județ, mai exact locul 11, ca să fiu mai cinstit, dar zicem primii 10 că între timp ne-am luat un angajament. Bineînțeles că bine ar fi să fim în primii 5, sau și mai bine ar fi, dar s-a ajuns la această performanță datorită unui corp didactic de excepție. Corp didactic de excepție, mai cu seamă acest an s-a văzut, în acest an s-a văzut, s-au văzut performanțele academice, performanțele din competiția aceasta atât de dură care se poartă în lume. Copiii au fost excepționali, toți copiii care au dat examenul de capacitate au fost excepționali, am fost extrem de fericit, extrem de fericit pentru performanțele pe care sau care se datorează în primul rând acestui corp didactic. În al doilea rând, sigur că da, celor care ocrotesc școala, adică ce fac? Dau de mâncare, dau apă, dau peticesc acolo unde plouă, curge și așa mai departe. Cam asta ar fi despre Școala Brâncovenească, despre lucrarea aceasta. Înțeleg că noi am făcut liturghia azi noapte pentru Sfinții Martiri Brâncoveni, o liturghie absolut minunată, o liturghie de noapte, știți cum sunt liturghiile de noapte, cu copii, cu balada Sfântului Constantin și cu o așezare, cu o pace absolut minunată care s-a așezat asupra celor care au participat. Nu mai vreau să plece la 3 dimineața, așa zis, dragii mei. Eu mai am și alt program, adică dacă mă binecuvântați să plec. Și așa că am pomenit din nou corpul didactic, copiii. Asta ar fi o chestiune, că pomenim copiii la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, de asemenea pomenim și profesor copiii, părinților și corpul didactic și cel auxiliar. E un lucru, nu știu dacă e mic sau mare, mulțumim lui Dumnezeu că mai putem să-l facem. Va veni o vreme și nu departe când vor fi vor fi din nou
nori, tulburări, dar așa cum am trecut în chip minunat prin pandemie, în chip minunat, și vă spun asta fără mai multe explicații, doar să nu credeți, așa cu ajutorul lui Dumnezeu o să reușim până când Dumnezeu va spune de acum trebuie să faceți altceva. Înțeleg că este un program, un desfășurător pentru aceste zile. Din păcate nu voi fi prezent la, în toate zilele acestea, așa că mi-am luat porția acum pentru o săptămână. Vă rog să nu vă supărați că v-am ținut prea mult. O rog pe doamna Iuliu, de fapt pe domnul Marcel Băuroș să facă un tablou, un crochiu pentru doamna Dulgheru, așa cum se cuvine. Ar fi trebuit să-l fac eu, dar era cel puțin bizar, pentru că ne vedem prima dată, nu ne cunoaștem și oamenii se cunosc în duh, în primul rând, adică față către față. Nu pot să fac o prezentare pentru un om pe care l-am cunoscut de pe internet. Nu se cuvine lucrul acesta. Așa că o rog pe doamna Dulgheru să mă ierte că nu voi spune câteva cuvinte despre urmea sa, dar îl rog pe domnul Boros să prezinte și cu asta să începem și zilele, dacă sunteți de acord. Mulțumesc! Mulțumesc părintelui Cezar, care recunosc că mi-a trezit niște nostalgii, nu mă așteptam la anumite remarci ale dânsului. Ați remarcat că au avut loc două sfinte liturghii. Părintele Cezar a făcut liturghia de noapte deoarece trebuia să plece împreună cu familia din dorința de, probabil s-a gândit simția sa că o să ne supărăm și a amânat plecarea, ne cerem scuze. Nu, dar oricum faptul că au avut loc două liturghii de noapte și după aceea liturghia de la Văcărești de astăzi, cred că e un lucru foarte bun. Acum, vis-a-vis de laudele părintelui, aș vrea să menționez că dacă s-a făcut ceva în școala asta, în lucrarea aceasta Sfinții Martiri Brâncoveni, se datorează în cert oamenilor deosebiți din care au fost lângă noi. O parte din ei sunt aici în sală, doamna doctor Florea Damaschin, domnul profesor Chircor. Mâine va fi părintele Ilarion de la Crucea, prezent aici pentru a susține o temă, eroismul creștin. Și lista celor care au fost alături de noi e foarte largă, adică majoritatea celor din sală, în prezența și în elanul dumneavoastră, ne-ați provocat așa o bucurie de a face această lucrare. Inima evenimentului din acest an se numește doamna Irena Dulgheru. E foarte greu să fie prezentată. Dânsa este un poet, este autoarea numeroase cărți care sunt despre care dânsa va vorbi, și pot fi văzut pe aici pe masă. Și înainte de toate, dânsa este un critic de film, în opinia mea, cel mai mare din România. Poate și din străinătate, dar nu cunosc așa această lume a criticilor, dar ce m-a impresionat în mod deosebit preocuparea dumneei pentru filmele autentice. O să vedeți și în această săptămână filme extraordinare care vor fi prezentate, filme care au legătură cu sufletul românesc, cu identitatea românească, cu identitatea creștină, că nu toate filmele au regizor creștin. De aceea, români, toți creștini, nu toți români. Îi mulțumesc în mod deosebit, îi mulțumesc pentru efortul extraordinar de a veni aici la noi și eu chiar mă gândeam că e obosor și pentru dânsă și mă gândeam, zic, poate datorită căldurii, oamenii nu fi așa interesați și dânsa a spus că
fie o temă prea valoroasă ca să nu poată fi, să nu trebuie să fie abordată și atunci vom ține aceste întâlniri inclusiv sâmbătă. V-am spus că miercuri va fi părintele Ilarion, iar vineri e înaltă Sfinția sa Teodosie cu tema dușmanul personal și dușmanul cetății. Mai departe, cred că abia așteptați să intrăm în tema propusă, anume eroismul, și începem astăzi cu filmul despre Maria Brâncoveanu. Doamna Elena, vă dăm cuvânt. Dar nu știu, se aude sau nu? Cred că se aude. Da. În primul rând, bine ați venit și bine v-am găsit la această întâlnire. Nu e prima dată când mă aflu aici și în această plăcută ambianță a Școlii Brâncovenești, dar înainte am fost doar ca invitat, ca spectator. Este prima dată când mă aflu, să zicem, ca element activ al inițiator al unui proiect cultural. Eu am crezut inițial că vin într-un centru cultural și duhovnicesc, într-un centru de educație, și simt acum că mă aflu de fapt într-o familie. Într-o familie mare care împreună a pus umărul de peste 10 ani într-o consolidare a acestui centru într-adevăr cultural și duhovnicesc, și pe care eu îl simt în duhul brâncovenilor. Fiindcă dacă ne aflăm aici împreună, acum ne aflăm în primul rând datorită brâncovenilor, ceea ce înseamnă martiriu în primul rând, înseamnă patriotism, dar înseamnă și bună chivernisire, înseamnă bun spirit gospodăresc, înseamnă diplomație, înseamnă spirit politic, înseamnă dragoste de artă și de cultură, înseamnă o educație profundă în spiritul vremii și în dialog cu toate cele bune ale vremii tale, pe care ești învățat să le depășești cu puterea cuvântului, argumentului în cuvânt și nu a sabiei, pentru că știm că Brâncoveanu a fost unul din acei principi români făuritor de pace și așezător de domnie pașnică. Asta sigur că a tulburat și foarte mult și a creat aceste foarte mari invidii, și eu simt că și acest așezământ brâncovenesc stă sub acest semn al culturii creștine, care este foarte important de dezvoltat acum. Și de altfel mă bucur foarte mult că se creează în țara noastră mai multe fundații, asociații, grupări sub semnul brâncovenilor, dincolo de celebra mănăstire din Făgăraș a Sfinților Brâncoveni. Am auzit și de alte centre în țară, poate nu de aceeași anvergură, de asociații pe lângă mănăstiri, care fac diferite acțiuni tot sub acest semn al brâncovenilor. Și uite, cu toate că sunt niște sfinți așa zis locale, adică în sfinți naționali, anvergura lor crește de la an la an și desigur că sunt mulți oameni de cultură care și-au pus și-au adus contribuția într-un acest sens. Primul dintre cei de anvergură pe care îi cunosc eu, la care mă gândesc, este poetul Ioan Alexandru cu celebrele lui imne. Apoi este Elena Murariu în zona iconografiei cu multele ei lucrări și compoziții originale, deci creatoare de erminie originală, deci în duhul, bineînțeles, vechilor erminii, pe tema martiriului brâncovenilor. Pe lângă ei, desigur, și mulți alții s-au scris și scenarii radiofonice pe marginea textelor scrise, s-au făcut și alte lucruri, dar faptul că venim deja din toate zonele, dincolo de zona strict științifică a monografiilor științifice, faptul că brâncovenii sunt generatori de creație culturală originală, deci sunt inspiratori în zilele noastre, înseamnă mult, înseamnă vivacitatea lor,
iar Ioan Alexandru de Pildă scria imnele și poeziile dedicate brâncovenilor înainte de canonizarea familiei martire. Asta este foarte mult. Totodată, în seara aceasta, vom lansa cele două albume dedicate Mariei Brâncoveanu, realizate și coordonate de Iuliana Matescu, care din păcate nu se află aici cu noi, dar a mai fost în alte ocazii și a animat acest centru, care și ele continuă această operă monografică dedicată Sfinților Brâncoveni. Acum, eu mi-am propus să vă vorbesc vouă nu foarte mult, deci nu o să vă țin o conferință din aceea de o oră și ceva, dar să vă vorbesc despre eroism ca piatră de poticnire în arta și în societatea contemporană. Vedeți, tema eroismului nu o aleg eu că îmi place sau că, mă rog, dar nu poți vorbi de Sfinții Brâncoveni fără să vorbești de eroism. Nu ne putem afla în seara asta fără să vorbim despre eroism. Și aș vrea ca abordarea să fie în primul rând sinceră. Vedeți, e greu să vorbești despre eroism, fiindcă nimeni dintre noi nu cred că se consideră eroi și poate că nu-și dorește să devină erou. Ne e frică că, uite, poate va fi prea greu, poate vom pica. De obicei ne gândim la o cursă de sărituri unde ștacheta e mai sus decât îți poți tu permite, decât poți tu realiza saltul respectiv. Fiecare din noi se consideră mai degrabă un șoarece, o vrabie, o libelulă, o ființă mică și nu un ghepard, un leopard și nu mai departe, nu o ființă capabilă de performanțe foarte mari în direcția asta. Și atunci, cum cultivăm eroismul? În primul rând, prin cultivarea memoriei celor care au fost cu adevărat eroi și care au fost întemeietori de țară și de cultură. Vedem că nici o țară, nici o cultură perenă nu există fără un mit al eroului întemeietor. Și orice erou întemeietor este unul care a murit pentru cetatea respectivă. Noi avem mitul Mioriței, de care de peste 20 de ani ne bate în joc, a devenit și un epitet de prost augur. Românul mioritic, care de obicei nu înseamnă nimic de bună calitate dacă e să citim presa de tipul Cațavencu și altele. Deci a devenit, din păcate, un termen de bășcălie, dar acei intelectuali care își bat joc de el, de obicei nu mai reușesc să-l asume la înălțimea la care el se află și de unde ne domine, de undeva de foarte sus. Pentru că trebuie să fie cineva ca Lucian Blaga ca să-l poți înțelege și împropria. De altfel, toate popoarele vechi și popoarele cu istorie profundă, și mă refer în primul la cele creștine, au un astfel de mit întemeietor. Acum mă gândesc la ruși, există un mit, bine, mit, de fapt este o poveste adevărată, sunt frații Boris și Gleb, doi cneji, frați de sânge, cărora le s-a impus să se omoare unul pe altul de către boieri, erau ruptele fratricide între boieri. Cei doi frați au preferat să moară decât să facă acest gest de omucidere și de fratricid. Și ei sunt, hai să zicem, sfinți întemeietori ai creștinismului rus. Vedeți că se pare că fiecare popor este ispitit exact pe aceeași coordonată a sfântului întemeietor. Și la noi este tot și țăranul nostru mioritic, de fapt, același lucru refuză să-l facă, să-și ucidă confrații și preferă să moară decât să ucidă. Deci toate popoarele au la bază mitul unui erou întemeietor. Și dacă noi nu plecăm dintr-un loc, poate că ne ține exact acest mit al eroului. De curând am tradus un roman duhovnicesc, Selafiila, din limba rusă, se găsește la editura Sofia. Acolo era o călugăriță rusoaică care a stat în lagăre, în gulaguri, după care a ajuns să se păstrească în Caucaz, tot ferindu-se de puterea sovietică, care desigur că îi băga la pușcărie în perioada respectivă pe călugări. Acolo se păstrea într-un loc împreună cu încă vreo trei călugărițe. Într-o noapte, toate surorile ei, ea fusese plecată cu ascultare până într-un oraș să cumpere niște medicamente pentru
duhovnicul bolnav. Au venit șătânhari, le-au ucis în chinuri, le-au macelărit, le-au bagiocorit pe celelalte călugări, ți-au murit ca niște martire. Călugărița noastră a rămas singură și în momentul acela, noaptea aceea, a simțit că ea nu mai poate pleca de acolo. A cerut binecuvântare să se căstrească de una singură. Dar nu era un gest de orgoliu, era un gest de dragoste față de cele care au murit acolo. Deci ea a simțit că pământul acela s-a sfințit prin sângele surorilor ei, surorilor ei de cruce. Și am înțeles atunci, uite, faptul că ea s-a apropiat de ceea ce înseamnă schimbă mare, adică a se hăstri de unul singur, ceea ce este totuși poate fi o ispită și să ține de mândrie, sau mai ales pentru o femeie singură în munți, dar dragostea față de confrații care s-au jertfit te ține într-un loc pe care a cărui sfințenie să o păstrezi sau te ajută să le continui modelul, adică nu la aceeași dimensiune, dar măcar să păstrezi acea zestre a acelui sacrificiu. Avea și Nichita Stănescu o poezie pe tema asta legată de dragostea noastră de emigrare și era ceva de tipul și Germania, Germania și Franța, și Franța și Polonia, Polonia și America, America. Și noi aici am stat și am plâns. Și poezia se repeta tot în felul acesta, deci și Australia, Australia și Anglia și Anglia și noi aici am stat și am plâns. Și era un fel de bocet prelung care ne arăta că lacrima este cea care consfințește un loc, îl sacralizează. Și asta, într-un loc unde s-a suferit, nu este un gest de prostie, de lașitate, ci este un gest de demnitate, măcar pentru a prezerva memoria înaintașilor tăi, chiar dacă nu ești la înălțimea lor, dar măcar să fim capabili să prețuim acel efort. Atunci ne merităm existența, ne merităm zilele, ne merităm viitorul. Dacă plecăm cu ideea ubi bene mia patria, unde e bine acolo va fi pământul meu, sigur că nu mai merităm nimic și, mă rog, roata istoriei se întoarce. Bun, deci asta ar fi în mare despre eroism ca piatră fundamentală pe care trebuie să ne așezăm. Acum că este o piatră foarte dificilă și alunecoasă de acord și ne arată cultura contemporană cât de incapabilă este să digere această piatră unghiulară, până la urmă, piatră unghiulară. Vedem că nu doar de după Revoluție, nu doar de 20 sau 30 de ani, ci de peste 50 de ani, bine, de peste 70 de ani, adică, hai, din la sfârșitul anilor 50, adică din epoca, mă rog, Beatles, hippie, noul roman francez, s-a creat și s-a impus modelul antieroului. Bine, a fost al doilea război mondial, a fost nevoie de eroism pentru ca unii să câștige, pentru a îndepărta niște lucruri foarte grave care, desigur, că au planat peste Europa. Dar, din păcate, din acel sacrificiu nu s-a învățat foarte mult și atunci eroismul a fost dat la o parte și treptat în 10 ani după război s-a impus această modă a antieroului. Deci nu ne mai interesează eroul, ne interesează personajul anodin, dar nu ăla de tip cehovian, care are un suflet care caută, un suflet plin de bunătate, care nu știe cum să se integreze pentru a-și păstra idealul sau a-și păstra ceva, și antieroul de plastic. Antieroul cu suflet de plastic, îl vedem acum, antieroul cu focala la nivelul asfaltului, care nici nu vrea să vadă dincolo de asfalt. Și îl vedem, din păcate, în multe producții de ale noastre și literare și cinematografice și multe dintre ele sunt foarte premiate în Europa occidentală, mai ales la festivaluri de primă mână. Și ne întrebăm de ce, pentru că filme sunt bine făcute, au o structură bună, au o poveste, spun sincer ceva despre nulitatea noastră interioară, care este aprobat de un juriu care își simte și el sincer aceeași nulitate interioară, lumea aplaudă, da, spune că suntem nimic, asta este, dar nu oferă soluții.
Deci, bun, este bună artă, sinceră, dar că nu ne oferă soluții unde ajungem. Adică o prizăm o dată de două ori, dar avem nevoie de soluții și citim ca să aflăm soluții. Nu doar să ne identificăm nulitățile noastre sau nimicnicia noastră, dar avem nevoie de soluții dacă credem într-un ideal. La fel și cu cinematograful, avem nevoie de soluții prin film. Filmele, operele de artă perene sunt și cele care oferă soluții, care cultivă un ideal de la, să zicem, Pietà lui Michelangelo, de la, Infernul lui Dante, de la marile opere clasice, toate au construit, au un ideal, s-au axat pe el. Deci, sigur că din când în când apar și perioade de, decadență în cultură și în artă, în societate. Suntem într-o perioadă de mare decadență și asta se simte. Dar pe mine mă interesează acele filme care depășesc, trec prin această decadență pe care și-o asumă, pentru că țin de societatea noastră postmodernă, dar trecând prin ea caută totuși un sens și se străluminează către un sens. Despre astfel de filme am vrut să constituie și ciclul pe care îl vom vedea în această săptămână, pentru că nici nu putea fi vorba de alte filme. N-am vrut să sună bombastic acest titlu cu eroism creștin și patriotic și se pare că cei care sunt prezenți aici tocmai îi înțeleg esența autentică, deci nu cred că vorbim aceeași limbă. Lumea se teme și în special lumea intelectuală tare se teme de acest spirit bombastic și toți, bine, cei care au trăit, să zicem, în perioada mea sau care sunt mai mari decât mine, sigur că erau oarecum mușcați de, hai să zicem, spiritul Cântarea României sau deci spiritul patriotar impus de Ceaușescu în ultimul deceniu, în special Cenaclu Flacăra și alte curente care impuneau un patriotism, dar în mare măsură de fațadă, și un patriotism care de fapt gravita în jurul cultului personalității marelui dictator. Sigur că nu este vorba de un astfel de patriotism, nu este vorba de un astfel de eroism, dar din păcate în cultura română și în cinematograful românesc în speță și în special, foarte greu găsești filme care să se apropie de aceste valori nobile și universale cu sinceritate, cu asumare, cu maturitate. Mă uitam acum 5, 6, 10 ani la... Era o suită de seriale sudcoreene pe teme istorice, de foarte bună calitate. Bine, erau făcute și destul de comercial, dar depășeau spiritul comercial, nu erau telenovelă. Erau seriale care se focalizau pe felii istorice și de acum 2000 de ani, și de acum mai mult de 2000 de ani, și de acum 1500 de ani, și de acum 600 de ani. Și m-a frapat autenticitatea cu care actorii puteau să pună în scenă acele momente foarte atipice pentru societatea în care trăim. Deci erau anumite situații de viață pe care nu le mai întâlnim, anumite șabloane comportamentale și emoționale pe care nu le mai întâlnești astăzi. La noi s-ar fi jucat groaznic de fals. Știu asta și le văd în cinema, adică dacă deja faci un film de la 1920, când se consideră film de epocă, actorii cu greu îl mai joacă. De la 1800 și aoleu, adică își pun cel mult bărbile, perucile și gata, în rest replicile se citesc, uite cum aș zice eu de pe foaie și asta este tot în studio, adică vezi că oamenii nu au trăire. Te uiți în ochii actorului de pe scenă și simți dacă el trăiește sau nu, dacă crede sau nu în rolul respectiv. La coreenii respectivi, sudcoreeni, vedeam că acest lucru există. De asemenea, exista filigranul scenariului, exista o literatură veche pe care te puteai baza pentru a citi nu doar cronica aia a boierului Neacșu, ci și lucruri de detaliu, lucruri de emoții, lucruri de evenimente, lucruri și de chivernisire a societății vremii în lucrurile lor cele mai concrete. La noi mai greu știm de lucrurile acestea, pentru că foarte puțin din literatura dinainte de 1848 este tradusă, din literatura cirilică este tradusă, ne spune Ioana Aurel Pop, de pildă academicianul. Că asta suferim noi, că uite, totuși literatura noastră veche se consideră că începe oficial odată cu
latinizarea scrierii, iar ce a fost înainte, nu mai citim, nu mai știm să citim, dar este istoria noastră, nu mai știm să avem acces la ea, este important. Și aici un aport important își aduce și doamna Iuliana Mateescu, despre pe care o voi prezenta, tocmai pentru că prezintă texte sursă, prezintă sursă originală. Bun. De, și vorbeam de coreeni, vorbeam de ceea ce au ei, ceea ce nu avem noi, de obicei în filmul istoric, patriot, nu mai vorbim, dar în filmul istoric foarte rar găsești autenticitate, foarte rar găsești asumare. Asumare înseamnă, de pildă, a sta în locația în care vrei să faci film. Uite, Nikita Mihalkov, când filmase piesă neterminată pentru pianină mecanică, a închiriat sau, mă rog, un conac, locația de filmare, și a pus pe actor să petreacă o lună acolo, să trăiască acolo pur și simplu viața de zi cu zi, să se obișnuiască, să se simtă firesc în acele rochii, cu acele servicii de cafea, cu acel mod de a trăi, cu scările și așa mai departe, să se simtă firesc în rolul ăla și nu să se bucure că și-au pus pe ele o crinolină deosebită, ceea ce se întâmplă, din păcate, în multe filme istorice ale noastre. Eu îl apreciez pe regizorul Nicolae Mărgineanu, ale cărui filme va fi o trilogie, le vom vedea cu ocazia acestor semn, că în filmele istorice pe care le face domnia sa, mai ales în filmele istorice târzii pe care a început să le facă după anii 90, autenticul este tot mai la el acasă. Și este unul din regizorii care au avut puterea să crească pe măsura carierei, ceea ce este rar și este greu. De obicei foarte mulți, și mă rog, oamenii care au trecut de jumătatea vârstei observă că există așa un maxim, să zicem, muncești, îți construiesc cariera, după care se întâmplă ceva, nu știu, și începe să scârție și cumva lucrurile coboară, adică, nu știu, e o ajungere la, se zice la noi în popor, a dat cu capul de pragul de sus. Maestrul Nicolae Mărgineanu își depășește depășește această ispită prin care trecați. Eu cred că este și rodul rugăciunii, pentru că este un om de adevărată rugăciune, nu este doar un bun artist și un foarte bun profesionist, dar și un om de rugăciune care reușește să își dreneze talanții foarte bine. Trebuie să vă prezint un pic și această trilogie, vom mai vorbi despre cele trei filme. De fapt, noi o să vedem acum filmul, documentarul Iuliane Mateescu. Aici este CD-ul documentarului, deci este un albumaș care conține și CD-ul, poate fi achiziționat de acolo. Cartea se cheamă Maria, Doamna, toată în Grovlahia, și filmulețul la fel. Așa. Și... vom vorbi, după care va fi o mică pauză și voi prezenta primul film al regizorului Nicolae Mărgineanu. Bun, revenind la subiectul cu patriotismul. Patriotism versus eroism versus cultură contemporană versus postmodernism. Vedem că, cu toate că trăim în postmodernism, nu avem cum să-l rejectăm cu totul, adică este... un tip de societate mozaicată în care trăim, știu eu, răsfoirea Facebook-ului ne atomizează timpul și reacțiile emoționale într-un anumit fel, chiar și capacitatea de a memora, de a reacționa într-un anumit fel, și, mă rog, a altor, știu eu, aplicații din acestea de social media. Tot lucrurile în care trăim, tot amestecul acesta de lucruri, valori fundamentale cu valori dominate de tehnologie, este specific lumii postmoderne. Nu putem spune că putem ieși cu totul din ea, deci este ceva care trebuie să ne asumăm, dar să ni-l asumăm cu seriozitate, deci nu rejectându-l, ci păstrând valorile fundamentale, pentru că avem dreptul să o facem, avem libertatea să o facem. Înainte de 89 nu puteam. Deci nu se putea vorbi despre creștinism, despre Dumnezeu, despre anumite perioade ale istoriei, nu se puteau da anumite citate la care ținem și care ne modelează existența și ființa națională, nu se puteau face polemici libere pe aceste teme, unii pot fi de acord, alții pot să nu fie de acord cu anumite personalități ale istoriei, putem vorbi liber despre lucrurile acestea?
Bine, poate nu la orice for, dar în general putem vorbi liber, ceea ce înseamnă mult să ne exploatăm, să ne folosim de aceste drepturi, pentru că atâta vreme cât ne vom folosi de ele, Dumnezeu ne va da libertate. Dacă vom fi indiferenți, Dumnezeu ne va lua libertatea. Orice libertate pierdută este pentru că nu am exercitat-o în duh și adevăr. Și atunci, uite, și legat de pandemie, la fel, adică să ne exercităm libertatea de a mărturisi, de a mărturisi pe Dumnezeu în duh și adevăr, de a mărturisi frumusețea și adevărul în Dumnezeu. Eu cred că despre tema generală pe care v-am anunțat-o inițial este suficient, v-am vorbit destul. Acum o să procedem la prezentarea cărților doamnei Iuliana Mateescu. Întâi s-o prezint pe domnia sa, dânsa a mai fost aici, poate că unii o știu, poate că alții nu. Este o doamnă cam de vârsta mea, îndrăgostită de cultura românească, de tradițiile românești, de România medievală, de tot ce înseamnă frumos. Dânsa este autoare de filme documentare pe teme istorice, în general filme de tip monografie. Au interesat-o diferite biserici vechi, biserici cu frumos pictate, cu frescă medievală, mai mult sau mai bine, mai puțin conservată, pe care dânsa a încercat să le conserve pe peliculă sau în albume de bună calitate artistică, pentru ca ele să nu dispară. Eu consider că este un efort imens, mai ales că acest efort vine nu nefiind susținut de vreo instituție de cultură, de patrimoniu, de vreun muzeu care să te financeze, să te împingă, să-ți impună niște proiecte fără de care nu-ți primești salariul, nu. Dânsa este o entuziastă, este un artist independent. Tot ce face domnia sa este pentru că vrea să păstreze această frumusețe în care crede foarte mult și vrea să o continue. Sunt inițiativele ei personale și apoi, într-o mică măsură, susținute de către o casă de cultură, de către o fundație, de către o arhiepiscopie, primesc binecuvântarea unei arhiepiscopii, de către ARCUB, de pildă acest volum este susținut de Asociația de Promovare a Culturii din București, ARCUB, dar munca din spatele lor este imensă. În primul rând, de a face fotografie de foarte bună calitate. O să observați că există multe albume de importante, scrise de critici de artă importanți, dar imaginea este slabă sau e alb negru sau este la o rezoluție mai slabă sau cerneala de tipărire a fost proastă, astfel încât pozele sunt virate într-o culoare sau alta, deci nu prea sunt autentice. Iuliana Mateescu ține foarte mult la calitatea imaginii, la punerea în pagină. Totul este de foarte bună calitate grafică. Tare bine ar fi fost, desigur, ca aceste albume, un album mare sau un album mare, ca Maria, doamna toată, doamna voievodului Sfânt Constantin Brâncoveanu, se află aici la vânzare, ca toate aceste albume să fie coordonate de către un institut de cercetări în patrimoniu, să aibă un colectiv științific la bază și nu doar un consultant științific, să fie curate de către muzeograf cu experiență în așa ceva și atunci ar fi avut altă anvergură și ar fi acoperit așteptările mult mai multor categorii de oameni. Aceste cărți nu sunt, sunt niște monografii, dar nu sunt operele unui cercetător în științele istoriei, nici ale unui muzeograf sau unui critic de artă. Sunt ale unei îndrăgostite de frumos și de tradiție românească, dar care are curiozitatea și dragostea de a se apropia de materialele sursă și anume de sursele iconografice. Veți vedea aici frește unice. Niciodată nu am crezut
Bine, știam că arta brâncovenească este un moment de maxim al altei românești, nu doar medievale, ci din toate timpurile, dar nu credeam că portretistica este atât de dezvoltată în surprinderea nuanțelor caracterologice. O să vedeți aici portrete de domnițe ale familiei Brâncoveanu realizate într-un stil aproape impresionist. Deci am simțit aproape linia lui Monet, care are și poetica luminii, dar are și psihologie, deci are multe surprindere psihologică. Nu credeam că se putea lucra portretistică a la Monet, deci 1850, cu 100 de ani înainte. Deci într-o epocă când curentul respectiv, impresionismul francez, nici nu apăruse. Ca să vedem tip de portretistică. Noi credeam că totul se lucra doar a la Engre, adică într-un academism de ăsta rece și caligrafiat. Ei nu, exista și multă portretistică foarte orientată pe subiect. Astfel de lucruri se observă doar dacă îți pui schela și focalizezi bine fresca aflată foarte sus în poziții incomode, să le poți fotografia cum trebuie. Fotografiile sunt realizate majoritatea de fiica doamnă Iuliana Matescu, Cosmina Dab, împreună cu soțul ei, profesioniști absolvenți de imagine la un ATC, dar iarăși a fotografia frescă de calitate care se află undeva într-o nișă a bisericii prost luminată, unde poate se împânge de păianjeni în jur, nu ai acces, nu e doar să ceri voie să fotografiezi, este să-ți construiești o instalație, să te urci pe schele. Asta înseamnă efort, înseamnă timp, înseamnă jertfă, înseamnă și bani, înseamnă după aia prelucrarea imaginii, dar în primul rând efortul fizic. Toate aceste eforturi se regăsesc în aceste cărți. Deci asta ca parte iconografică, sunt niște volume unice din acest punct de vedere. O altă pasiune a doamnei Iuliana Matescu, de care v-am vorbit, este aceea a curiozității și răbdării de a accede la textul sursă. Deci dumnea ei povestește, deci și încropește o povestire, o linie biografică, dar apelează foarte frecvent la citate din Nicolae Iorga, din istorici mari și cunoscuți acreditați. Citatele sunt foarte lungi, dar avem și citate din cronicile epocii. Avem acces aici la limba română veche pe care abia o înțelegem, dar avem bucuria și plăcerea, inclusiv estetică, de a o degusta, lucruri care se regăsesc rar într-un volum de popularizare. De aceea, aceste cărți nu le putem numi doar de popularizare, unde de obicei informația este digerată și repovestită foarte sintetic de către un specialist, nici nu le putem numi volume de tip științific, pentru că nu sunt realizate de către un specialist care să filtreze totul și să le creeze conform unui concept al său științific, ci le putem numi volumele unui îndrăgostit de cultura și tradiția românească, care își dorește să aducă confraților săi pagini de istorie vechi, pagini manuscrise vechi, risoave vechi, elemente de frescă vechi și, și de a ne apropia de toată această cultură inestimabilă a noastră. Filmul pe care îl vom vedea în seara asta, Maria Doamna Toată Undrovlahia, este un documentar de mediu metraj, deci nu are structura unui lungmetraj, este un film de 30 de minute, nu, de un film de 45 de minute, se axează pe drama Mariei Brâncoveanu în momentul pierderii fiilor, al soțului. O vom vedea protagoniste pe marea actriță Maria Ploaie, soția regizorului Nicolae Mărginanu, o actriță pe care, foarte îndrăgită, pe care o vedem adesea în roluri de tragediană și în acest film, al cărui format este o docudrama, deci un film documentar cu elemente artistice. O vom vedea pe Maria Ploaie interpretând rolul protagonist. Elemente care sunt inserate de momente de fragmente de frescă, fragmente istorice citate din iconografia specifică
a bisericilor construite de Marele Voievod Constantin Brâncoveanu. Volumul Maria Doamna Voievodului Sfânt Constantin Brâncoveanu continuă tema Marii Domnițe, un personaj tragic al istoriei noastre, dar trăind în umbra Sfințeniei și poate că care s-a împărtășit și ea în taină de aceeași Sfințenie prin asumarea interioară a martiriului, nu, pe modelul marial, ca să zic așa, al Maicii Domnului, adică este crucea interioară a suferit pentru familia ta martirizată fizic. Preia, deci dezvoltă această biografie a doamnei Maria Brâncoveanu, precum și a fiicelor ei, deci care au supraviețuit martiriului, momentului martirului, și le preia biografiile, le povestește în detaliu, iarăși cu elemente de cronică autentică despre care nu credeam să existe. Eu nu sunt istoric, dar uite, doamna Iuliana Mateescu le-a descoperit. Aproape fiecare personaj are una sau tot doamna Iuliana Mateescu i-a descoperit fiecărui personaj portretele, tot investigând bisericile, în special din zona Olteniei de Nord, unde există foarte multe ctitorii brâncovenești. Toate aceste lucruri le descoperim în această carte, este primul volum. Această operă să sperăm că va putea să continua, să continue. Bine, eu consider că sunt niște eforturi aproape supraomenești. La un moment dat, chiar și doamna Iuliana Mateescu, cu toate că este o persoană, hai să zicem, care se inspiră din vitejia, într-un fel, spirituală a doamnei Maria Brâncoveanu, cu toate acestea, se pare că aceste eforturi le resimte și Iuliana Mateescu și acum un pic a cedat din punctul de vedere al sănătății și al energiei pentru a putea ajunge aici, dar noi suntem alături de dânsa și dânsa este alături de noi în seara aceasta. Prezentarea mea se termină acum, o să vă invit să vizionăm filmul, deci la început vom viziona scurtmetrajul Maria Toată, doamna Toată Ungorovlahia, va fi după aceea o pauză de 10 minute de relaxare, după care vă voi prezenta filmul Poarta Albă a lui Nicolae Margineanu. Vă urez vizionare plăcută! Acum eu vi l-aș prezenta, dacă nu sunteți prea obosiți, bine, dacă alții vă puteți dezmoti, desigur vă puteți un pic ridica. Filmul face parte dintr-un ciclu, l-aș fi numit, pe atunci puteam să-l numim trilogie, acum deja este un ciclu mai mare de filme ale regizorului Nicolae Margineanu pe tema Golgotei românești, a detenției în închisorile comuniste. Ciclul a început explicit și în forță cu filmul Binecuvântată fiind închisoare, un film care a avut mare carieră de public și în festivalul, deci un film reper, un film simbol sau un film cult, cum se numește în bajul jurnaliștilor. Sintagma Binecuvântată fiind închisoare este preluată de la romanciera Nicole Valerie Grosu, este autoarea unui roman pe baza căruia a fost făcut filmul Binecuvântată fiind închisoare. Ulterior am aflat că de fapt sintagma îi aparține lui Alexandru Solzhenitsyn și aparține acelui roman celebru, Pavilionul Canceroșilor, deci efectiv ne întoarcem în gulagul sovietic. Cum este că acest film, Binecuvântată fiind închisoare, dar vorbim de aceeași temă, l-am prezentat în Rusia, la Sankt Petersburg, la un simpozion dedicat unui martir anticomunist, un preot, filosof Ornatski, deci filosof e numele de botez Ornatski, un martir local din zona Sankt Petersburgului, unde am fost invitată să vorbesc despre martirii închisorilor comuniste din România. Și am vorbit acolo despre, am prezentat acest film și jurnaliștii de acolo erau terifiați dinaintea filmului, le era frică să vadă filmul, credeau că o să fie un film despre tortură explicită, un film de groază, un film naturalist.
și erau și foarte șocați de titlu, deci nici ei nu își dau seama că de fapt era un bumerang, un bumerang nu al lovitorii, ci o pană de, să zic, o pană de porumben folosită ca bumerang, deci un bumerang al binecuvântării, deci cuvânt, sintagma lui Solzhenitsyn, se întorcea necunoscută de către tinerii jurnaliști înapoi în Rusia. Via Nicolae Marginanu, via Nicol Valery Grosu, deci tinerii jurnaliști de acum se mirau cum poate ca o închisoare să fie binecuvântată, cum se poate când de fapt sintagma tot din Rusia pornise, trecându-te și prin România și mai rog, prin același gulag, aceeași cruce mare a sacrificiului pe care o trăim cu toții. Filmul Poarta Albă are o poveste simplă, mă rog, e o ficțiune inspirată din realitate, doi foarte oameni foarte tineri, trei adolescenți, doi băieți și o fată, se hotărăsc să traverseze Dunărea ilegal pentru a imigra, deci a emigra ilegal din România. Suntem în perioada obsedantului regim, deci anii 50, când România devenise o închisoare și la propriu, adică nu se putea emigra, nu se putea părăsi țara decât cu motive excepționale și în niciun caz nu se putea călători liber, mai ales în țările capitaliste care erau considerate un dușman al blocului socialist. Din cei trei tineri, fata scapă, dar băieții sunt surprinși de o patrulă de grăniceri și, desigur, ajung la pușcărie, nu ca niște eroi, ci ca niște tineri, poate un pic inconștienți, poate un pic idealiști, oricum niște tineri care își urmăreau doar libertatea personală, doreau să trăiască în Occident, să nu trăiască într-un regim opresiv, dar cu această ocazie, acești tineri fac cunoștință cu adevărații mărturisitori ai închisorilor, cu oamenii care intraseră în închisoare pentru convingeri spirituale, pentru convingeri politice, pentru convingeri religioase, deci iau cunoștință de marea elită a intelectualității românești, a clerului românesc, a reprezentanților politici de seamă, care defilează ca un cortegiu al României îndoliate în fața ochilor lor și de la care tinerii aceștia iau lecții de demnitate, dar primesc și lecții despre lipsa de minteți, lecții de viață. Centrul, deci e tot acest cortegiu de mărturisitori foarte divers ca poveste de viață, gravitează în jurul părintelui Arsenie Boca, apare și el în film, știm că este unul din referele importante ale închisorilor comuniste, unul dintre cei care au animat aceste închisori, spiritul de libertate, de rezistență din cadrul acestor închisori, deci a ajutat pe foarte mulți să supraviețuiască spiritual. El nu este o figură centrală, Nicolae Marginanu are decența și bunul simț de a nu pune în centrul atenția, ar fi ieșit un pic îngrozitor altul, pentru că nu ne putem apropia de sfințenie așa cu orice pași și, mă rog, în modul acesta imprudent, zugrăvind în culori de sclifici ceva ce nu înțelegem sau ceva ce nu putem împropria. El este un personaj secundar, dar îl vedem că el radiază din umbră lumina spirituală a întregului film. O să vedem și el o celebră frescă făcută de pictată chiar de Arsenie Boca la o biserică centrală din București, Biserica Sfântul Eleftherie din Piața Operei, unde este o Maică a Domnului în picioare cu pruncul Iisus în zeghe, deci pictată în anii 50, în zeghe. Bine, era de fapt un joc de lumini, erau putele făinuței cămășuței Mântuitorului, deci erau realizate, deci erau o suită de onduleuri, jocuri de lumini și umbre,
astfel încât, mă rog, din afară ziceai că sunt doar luminile și umbrele făinuței, dar dintr-o perspectivă, dintr-o anumită perspectivă se vedea că acele lumini și umbre, dulci de lumini și umbre paralele, alcătuiesc de fapt o zeghe, deci era de fapt pictat Hristos în zeghe. Și titlul cronicii mele de film, despre acest film, chiar așa s-a numit, Hristos în zeghe la Poarta Albă. Nicolae Marginanu are marele talent de a reda povești foarte sintetice de viață din câteva tușe. Veți vedea niște tușe de maximă emoție, cum nu prea vedem în filmul românesc contemporan. De ce? Pentru că ele ascund multe experiențe de viață. Dacă nu ai o experiență de viață asumată, dacă nu înțelegi viața aproapelui tău cu suferințele și cu realizările, nu poți creiona un destin în profunzime, nu poți surprinde o profunzime de privire, o profunzime de personaj din câteva gesturi esențiale, din câteva atitudini. Nicolae Marginanu reușește asta cu talentul unui romancier. Astfel, povestea filmului este relativ simplă. Nu ne mai interesează dacă tinerii scapă sau nu. Nu asta e povestea. Cine moare, cine nu moare. Nu asta este povestea. Povestea pe care o să vă invit să o urmăriți cu atenție este toată această frescă socială din jurul acestor tineri. Poate că era exact elementul care scăpa în binecuvântată fiind închisoare, primul fiind pe tema închisorilor, când regizorul se focaliza pe personajele principale, era Maria Ploaie în rolul principal, rol preluat din romanul Nicoletei Valerii Grosu, care își povestea viața, și film unde era interesat, care era interesat în această poveste a destinului personajului principal. Tragedia ei, biruința ei spirituală și așa mai departe. Personajele secundare din acel film nu aveau atâta profunzime, erau un pic mai schematice. Din coace, personajele principale sunt oarecum anodine, sunt doi tineri care acum și încep viața, nu au o poveste, nu au o identitate foarte clară, identitatea lor doar acum se probează, sunt primele lovituri și foarte dure pe care trebuie să le suporte. În schimb, avem în spate o panoplie foarte interesantă de personaje secundare, un judecător de pildă hrănit cu pâine, anorexic, hrănit cu pâine de către un deținut, acel deținut pe care el odinioară îl condamnase pentru vina de a fi furat o pâine. Astfel de povești avem aici. O să fiți foarte atenți, una din secvențele cele mai impresionante prin sinteză este întâlnirea de la vorbitor. Știți că la închisoare vorbitorul este un fel de zonă, de oază de lumină și de rai, este locul unde deținuții, odată la un interval lung de timp, se pot întâlni cu aparținătorii, soțiile, rudele, prietenii, iubitele, mamele. E un moment foarte impresionant pentru că ei sunt la o altă distanță ca să nu poată să își arunce lucruri, deci nu au voie să își dea nimic, nu au voie nici să se atingă, aproape că nu pot să vorbească. Un moment de maximă emoție între ei, că vor să se îmbrățișeze, să-și spună maximum de emoție în minimum de cuvinte, dar totul trebuie să se petreacă într-un timp de câteva secunde, fiind supravegheați cu maximă duritate de gardien. Este un moment de putere emoțională unică. Suntem într-o Românie tradițională, încă cei mai mulți oameni sunt de la țară, sunt oameni simpli care nici nu știu să se exprime foarte bine, nu ar ști să vorbească, uite cum vorbim noi acum, în cuvinte lungi, în fraze lungi, însă intensitatea privirilor te lasă fără de cuvinte. O să vedeți momente de mare realizare regizorală, atât prin interpretarea actoricească, cât și prin surprinderea, prin miza în scenă, deci prin punerea în scenă a gesturilor, prin lumini, prin știința operatorului, deci a directorului de imagine, de a modela lumina astfel încât chipurile să aibă o putere maximă expresivă, gesturile să aibă iarăși expresivitate maximă, iarăși un moment copleșitor este spre finalul filmului, când mare sărbătoare li se aduce carne, mâncare, deci deținuților se aduce carne. De fapt sunt niște carcase de porci, capetele,
pe care deținuții sunt puși să le ridice dintr-un camion de unde au fost aduse și să le care în spate către bucătăria închisorii. Ei, momentul respectiv este filmat de jos în sus, pe o coamă de deal într-un apus de soare. Deci vedem niște siluete negre în contrajur, nu le recunoaștem fața, cu capetele de porci peste capetele lor, deci toate sunt siluete negre pe acel apus de soare, este o imagine coșmarescă a unei Românii transformate monstruos într-un fel de cap de porc, într-o imagine grotescă, imagine care de fapt metaforizează toate suferințele înfiorătoare ale închisorii. Nicolae Mărgineanu nu se sfiește să le arate, dar nu își dorește să ne producă impresii animalice în urma vizionării filmului. Deci și totul este redat sintetic, aluziv, metaforizat, dar vedem toate aceste suferințe, suntem părtași la ele, dar peste tot spiritul domină. Nu carnea este cea care domină, pentru că aceasta nu va supraviețui, știm foarte bine, deci de aceea filmele de groază niciodată nu ne învață nimic, nu pot decât să ne distrugă, pentru că nu își propun decât să transmită frică și o satisfacție bolnăvicioasă a fricii, a cultului groazei. Acesta este un film spiritual și chiar dacă ne trece prin elementele terifiante ale închisorii, ne dă lumină, ne dă știința de a supraviețui prin prietenie, prin credință, prin tenacitate, prin nerenunțarea la vis. Vom vedea iarăși personaje din galeria pe care o putem recunoaște, fără ca ele să fie nominalizate foarte clar, un poet fragil care își croșetează versurile în nodurile unui pulover, din care recită amintindu-ne oarecum de Radu Gir, personaje ale scenei politice, cum v-am spus, ale scenei sociale, ale perioadei interbelice, toate într-o realizare regizorală excepțională. Este un film care ar merita multe premii, dar care, din păcate, și o mare rușine, datorită ignoranței lumii noastre de specialiști din domeniu de astăzi, nu și-a primit premiile pe care le merită, nici nu este promovat cât ar merita în străinătate, cu toate că avem o rețea densă și activă și bine finanțată de institute, de filiale ale ICR, ale Institutului Cultural Român, în mai toate țările lumii și în toate țările importante. Acolo ajung multe filme ale unor regizori de succes, dar nu de substanță. Și atunci trebuie să avem astfel de acțiuni independente, fără tamtamuri mediatice mari, fără sponsori mari, prin inițiative proprii și personale pentru a promova aceste filme de calitate. Și unul din motivele pentru care mă aflu eu aici este pentru a promova aceste filme de calitate care se află sub semnul Brâncovenilor. Vă mulțumesc, vă urez vizionare plăcută, filmul ține o oră și jumătate. La sfârșit, nu știu dacă mai are sens să mai punem întrebări, eu zic că este și caz sau cum vreți dumneavoastră, oricum cărțile le puteți răsfoi acum și achiziționa, ele au prețul pe spate, ele vor rămâne și în zilele următoare aici. De asemenea, filmele le avem prin bunăvoința domnului Nicolae Mărgineanu și a studioului Ager Film din București. Este studioul producător al maestrului. Dacă vă plac filmele, dacă le apreciați, le puteți achiziționa direct de la Ager Film, le găsiți pe internet, comandați cât doriți din filmele respective pentru a-l susține, pentru că merită de asemenea susținut, cu toate că este un regizor de, vă spun, reper al filmului românesc din toate timpurile, nu toate scenariile lui primesc finanțare, că și aici este o luptă ca între șapali, ci vedem câte un film antiromânesc din acesta care își bate joc, vitriolează istoria națională, primește premii, e promovat, în schimb un film sau un regizor de valoare nu este
promova și nu primește finanțare. Și atunci, măcar noi, cine vrea, cine poate, poate să-și cumpere pentru vizionare proprie aceste filme, pentru a le susține. Mai e ceva, ne cerem scuze pentru calitatea vizionării care este potrivită. Sigur că filmul ar merita pe fi văzut pe un ecran mare, deci fiecare dintre care își va achiziționa filmul, dacă are acasă un sistem home cinema, cu atât mai bine. Este un film care, o să vedeți, trăiește în mare măsură și din imagine, la fel de mult și din scenariu și din joc actoricesc. Veți observa un joc actoricesc de mare dăruire, ceea ce este iarăși rar în cinematograful românesc, pentru că înseamnă ca regizorul să facă corp comun cu echipa. Deci ca tot să fie împreună o echipă, e rar să ieși în egoismele tale pentru a crede în proiectele celuilalți și a lucra împreună în sinfonie și în sinergie. Bine, vizionare plăcută!